te aștepți să ți se arate Dumnezeu. Te aștepți, poate, să-ți vorbească Dumnezeu. Aștepți din partea lui Dumnezeu o intervenție. Unde să te întâlnească dacă nu te duci la rugăciune? Unde să-ți vorbească dacă nu te oprești din alergarea aceasta care parcă nu se mai sfârșește? Ne mirăm câteodată că nu avem destulă putere. N-avem suficientă înțelepciune. Nu ne este de unde ajuns discernământul care ne, pe care, de care avem nevoie. Sau suntem încopleșiți și ne cuprind îngrijorările, frământările. Sau poate pe cei mai tineri, presiunea poftelor tinereții. Nu neapărat trebuie să fii foarte tânăr ca să simți presiunea aceasta. Cum oare ne vom încărca și de unde oare ne vom găsi resursele? Frații mei. Rugăciunea în singurătate este un loc în care ne putem întâlni cu Dumnezeu.